Salutare tuturor și bine m-am găsit la cel mai așteptat episod pe canalul acesta, pentru că astăzi, după cum bine știți și voi, vom cumpăra sezonul 9 de pe Brawl Stars, așa că dacă vreau să vă susțin acolo, super, super mare, pentru că chiar acum o să facem tier 30, vedeți și voi, am învățat 99 din 500, o să facem tier 30 chiar acum, o să cumpărăm și PES-ul, nu o să deschidem boxuri, pentru că vreau să fac Power 10 pe un brawler să vină puncte pe shop, dar va trebui să așteptăm și shop-ul, și dacă o să vină puncte multe pe shop, pentru că vedeți că am 7171 de coinsuri, nu știu cum s-a nimerit. Vreau să vină aici puncte de alea multe, 800 și ceva, ca să iau, să fac Power 10 pentru a pica gear scrap-uri. Deci, dacă vă plac episodele de Brawl Stars și vreți să mai postăm Brawl Stars, nu uitați, like, subscribe pe canal acolo, tot. Follow pe Instagram, FrâneaB, TikTok, 1 FrâneaB la fel. Și hai să-i dăm drumul cu PES-ul, dar trebuie mai întâi să jucăm o dată aici. Să luăm, cred că, locul 3, dacă nu mă înșel. Da, uitați, numai aici. Deci trebuie să luăm locul 3, lejer. Este o mapă super bună pentru Surge al meu, dar hai să vedem. O să mă bazez pe super. Ai, că m-am bazat pe super. A, nu, locul 3, cred că mi s-a pus un punct. Un token din acela, nu? Hai, că mi s-a pus și avem rank 30. Doamne, rang 30, hai că rang tier 30 avem deblocată și Lola, dar o să cumpărăm PES-ul, bineînțeles. Avem șansa legendară care este de 0,26, deci avem asta aceeași șansa la legendară. Bun. O să cumpărăm PES-ul, o să aștept eu shop-ul, o să deblocăm Lola mai întâi, o să luăm coinsurile și cu punctele pe Lola, să dăm upgrade în Lola. O să jucăm 1-2 meciuri, cam așa, după o să așteptăm să vină shop-ul, să vedem dacă o să apară puncte în acelea multe. Bun, hai să intrăm pe shop, să renoim codul Madeline, bineînțeles, ca la fiecare achiziție, bineînțeles. Și dacă întrebați de ce mi-e pare cu connection lost, am problemă cu routerul, trebuie să sunt pe cei de la Digi să vină, v-am spus că mi-a schimbat routerul și cred că are o problemă acolo. Noi putem să schimbăm din nou, băgăm enter, bam bam bam, deci o să vină cei de la Digi și o să se rezolve, pentru că, da. Bun, 3, hai să dăm de la început, da, ca să vedem de la început. Mamă, ce emoție am. Da, nu știu, nu aș cumpăra skin-ul, nu aș cumpăra peste mai din cauza skin-ului ăsta, care e degeaba. Da, mă rog. Hai să vedem, 3, 2, 1 și am cumpărat PES-ul. Am avut 38 de gemuri. Și cum mai este anul viitor să cumpărăm, mă, cât de bine arată. Bun, ăsta este PES-ul cumpărat. A, da, avem și misiuni. Pai de viață, în adevărat, că te să faci misiunile astea. Ok, hai să blocăm skin-ul B800. Ce skin? Uitați ce frumos e skin-ul acesta. Numai nota 20 aș da la skin-ul ăsta. Mamă, cât de bine arată, băi, ești nebun, da. Bun. Avem Lola aici. Sunt curios. Cred că șansa aceeași am, nu? Cred că aceeași șansă, dacă nu mă înșel. Da. Bun. Ia să vedem, hai să luăm coinsurile mai întâi. Uite, să lăsăm chesturile deocamdată, pentru că am zis boxurile să le lăsăm, pentru că vreau să așteptăm shop-ul. Avem și pimpec, adevărat, ia să scriem pimpecul. Și Spike care plânge, nu, Spike care e nervos, el primul care plânge și Bea care dă like. Da, decent. Punctul ăsta le dăm pe Lola, bineînțeles. Boxul așteptăm, am spus, să vină shop-ul, să sperăm că voi face ceva power, zicea, să și mie gear scrap-uri. Bun, luăm toate coinsurile. Bun. Bun aici. Ok, mai avem aici niște coinsuri. Și atât cu coinsurile. Bun. Deci atât cu coinsurile. Ia să vedem. A, da, să ne punem și numele colorat, am zis, Name Color. Uite, să le punem, să punem pe acesta cu verde. Bun. Acum, haideți să deblocăm Lola. Bum. Și am deblocat și noul brawler Lola. 9 din 9 brawler. Ia să nu lipsește decât Mega mai lipsește. Hai să vedeți și noi un screenshot. Deci decât Mega mai lipsește. Sunt curios ce șansa avem la legendară acum. A, da, și avem 515 win-uri cu Lola. Bun, hai să luăm pe fundal, avem 51 de brawleri. Ia să luăm și noi Lola. Bun. Hai să punem și
iconița cu Lola. Ok, acum hai să dăm punct. Hai să facem un screenshot la rank 1 cu power 1. Hai că mi s-a făcut screenshot dacă e. Ia să mai puțin. Aoleu, deci mi-am zis că am probleme cu routerul. Bun, să facem și screenshot am zis. Deci, bun, m-am conectat pe hotspot de la telefon pentru că e jale cu routerul ăsta. Nu, trebuie să-l schimb neapărat. Și că a venit unul nou, e mai praf decât primul. Bun, hai să mai lungim, facem screenshot cu power 1 rank 1. Păi, de ce nu face screenshot? What? Mamă, ești bine, mai îmi face și nervi acum. Bun, gata. Acum, hai să dăm punctele pe Lola. Deci, 25 de puncte aici. Mamă, trebuie să o caut, vere. Cred că e ultima, dacă nu mă înșel, da. Bun. Stau să zic și asta, tu. Încă 25 de puncte. Ține cât ce power putem să facem. Cred că, nu știu, să zic acolo un rank power 4. Cred că ar fi minune un power 4. Nu, no, că dacă deschideam boxuri, nu cred că o să pice pe lor, dacă sunt brawler la 51, la 52 de brawler să pice lor la... Trebuie să fie o minune să pice pe lor la puncte. O să uităm și la șansa la legendară, ce șansa avem pentru Meg. Nu știu dacă o să pice din boxurile astea. Încă 50 de puncte. Bă, măcar un power 4 să fac și eu aici. Bun. 75 de puncte. Așa, mai avem încă 50 aici jos și cred că am atât cu punctele. A, uite, mai avem 125. Am încă că facem un power 5, cred. Și avem 550 de puncte. Ia să vedem. Și avem așa. Opa, știți, s-ar putea să facem... Nu, de putem să facem power maxim. Ce am? Ba da, fiți atent, putem să facem power... Uuu, da. Power 6. O să avem și power 7. Deci am făcut-o, power 7. Va trebui să pice și gadget. Bun, deci am făcut-o power 7. Cu punctele de pe shop, din știți, din PES. Azi avem șansa la legendară. Cred că a scăzut, sau? Da, a scăzut foarte puțin, 0,2541, pentru că trebuie să pice gadget 2%. Mamă, 2% gadget? Da, 2% gadget. Bun. Shop-ul o să se reseteze în 3, nu în 3 ore, pardon, în 35 de minute. Hai să băgăm un match cu Lola pe fiecare game mode. Să o testăm. Vedem primul în Shadow Plus. După aceea ne vom muta pe toate game modurile și o să așteptăm să vedem dacă o să pice puncte pe mai mult, să fac și o power 10 ca să continuăm episodul. Asta este Lola. Ok. Deci, bă, power 7 zic că e deci super decent power 7. Dar o să avem și pinuri de luat. Deci power 7 este super decent. Pentru început, eu zic că e super bine. Se mișcă mai sacada pentru că sunt pe hotspot, sunt pe date mobile și de aceea. Că dacă eram pe router se mișcă mult mai bine. Clar sunt boți acum, adică... Dar mă bafi să mă bafi boții, știi? Mă bafi boții, băi. Haide, bă, ieși. Bun. Și hai să punem clona, fii atent. Punem clona lângă noi. Mamă, cât damage, mâncați ai jugura ta. Cât damage. Deci dacă doar să nimeni și pe unul. Cu atât de damage. O, ia. Cu clona, cu clona îl bat. Aulă, dar n-a splash-ul. A, am avut și clonă. Ok. Și, oh, deja în shutdown, lol. Bă, oricum, Lola este super OP, Lola. Deci, jucați-o. Chiar dacă primi nerf, este super bună. Bă, cred că e îmbărscătăța, că aici era un power-up și eu nu l-am luat. A, uite-l acolo. Mamă, cât damage, bro. Ok, acum, oricum au fost boți, deci... Da, adevărat că avem și misiune. Va trebui să fac toate misiunile cu această Lola. Ok, Gen Grab. Băgăm misiune și pe Gen Grab. Câte mergi pe fiecare game mod. Și o să revenim la final de episod. Să vedem dacă vom avea puncte multe. Să sperăm că ieri nu am avut. Bun. Să vedem.
bun acolo kill. Aici este cineva. Da, este Brock aici. Oricum sunt boți, deci. Bun kill acolo. V-am zis că așa bine că sunt în separate mobile și se mișcă super sacadat. Dar episodul acesta o să fie așa, de acum după o să îmi vină brutalul nou. Pentru că o să sunt anunțat pe cei de la DJ aseară. Mă, cât damage, bro. Mamă, cât damage, bă, mă, lași. Bro, e super opelul ăla, n-ai, nu dai. Oricum sunt boți, deci. Haide, colt. N-ai, mă, nu dai culul ăla. Say hello to my little friend. N-ai, bă, ești nebun la cap, e prea opelul ăla. Bă, ți-ai văzut ce ăla, mă, cu gemul, vină încoa. Ce mă, ăla e super OP, bro. Deci nu mă dai culul ăla. Bă, mi-a distrus asta, mă punem din nou. Bun, da, ce eu cum sunt boi, deci a început să-mi boi, oricum. Bun. Acum o să jucăm pe Shadow normal. Să jucăm și pe Shadow normal. O să, ok, și o să recuperăm și trofeele la loc. Mai avem 6800 de coins, trebuie să mai păstrez eu vreo 4000 de coins ca să fac upgrade power 10. Bun, solo shutdown, cred că nu are să jucăm și duo sau să jucăm și duo că e acest game mod. Nu cred că are sens să băgăm și duo. Ia să vedem. Mamă, ce este, aului, mapa aia ruină. Ruins, cum se numește ea. Nu îmi place deloc mapa asta. Deci pentru Lola Power 7 nu mă așteptam, sincer. O să maxez, bineînțeles că o să maxez Lola, pentru că trebuie maxată. E prea OP maxată. Bun. Ok, avem aici un El Primo. Un Burley în dreapta. Ne regenerăm noi puțin. Ia la power up, la power up. Bun. Kill aici. A, de fapt nu e kill-ul meu. Bun. Oricum, suntem pe shutdown normal, deci nu contează. Mamă, cât damage, bă! Bro, cât damage! Mamă, mă lași. Hai să vedem și este ultimul. Deja nu băieți, like, un like, subscribe. Se mișcă așa, v-am spus, se mișcă așa pentru că sunt pe date mobile. Și de aceea, uite la aici, avem Carlu. Știți că îl bag cu tureta pe ăsta. Deci să-l dau un perete, eu vedeți? Ah, dar nu prea pot. Stai să o apropie de mine. Da, nu prea pot. Ok. Am încercat să-l bag cu tureta, dar nu prea îl nimeresc bine. Sunt mulți pereți. Bun, am încercat și pe shutdown. Hai pe Brawl Ball, unde e. Aici se joacă cu adevărat, la Brawl Ball. Toți tryharderii. Ia să vedem. Poco, da, cum sunt boss, deci. Mamă, aici, mamă, deci pe mapa asta merge Giro ăla cu viteză în buș. Bun. Deci ce să iau mingea? Să-l bag pe ăsta. Bun, așa. Oricum sunt boss, deci nu vă hazardați să scrieți în comentarii: aulă, ai dat gol, ai dat trickshot cu boți. Păi da, bro, sunt boți. Bun. Hai să luăm mingea. Mă, vezi că tragi când dau hit-ul cu mingea. Hai, bă, lasă-mă să dau gol. Bun. Eu să mai avem, ce mai avem, nu știu ce game mode mai sunt parcă două game mode, nu? Ia să vedem. Ce game mode mai sunt. Oră, nu aici? Aici. Ok, mai avem Siege și Bounty. Dăm pe fiecare, game mode, am spus. Să testăm fiecare game mode. Da. Asta mi-a spus, se mișcă așa, sunt pe date mobile și de aceea. Bun, să bătem ticul ăsta aici. Shelly și Daryl. Nu se ține la distanță. Bun, e super low Daryl. Verge pe stânga dacă vine Gil pe dreapta. Bun, așa. Bun. Hai să vedem. Să dăm, mamă, deci ce damage dă? What?
Mă, păi deja mi-am luat jumate din viață, ești nebun? Bro, ai prea OP, prea OP. Deci Lola rupe. Bun. Și ultimul game mode vom juca și o să așteptăm să vină shop-ul. Pentru că n-avem ce să mai facem. Sperăm că o să pice. Să pice și mie puncte ca să fac și eu odată power 10, să fac și eu upgrade. Să deschidem boxele acelea. Poate pică mec, cine știe, dar nu prea cred. Șansă, pentru că mai e și gadgetul pe shop, să vină și gadgetul pe shop, să sperăm că va bine ca să-l iau și eu. Cu coins-uri, bineînțeles. Ia să vedem. Mă, ce cum ești making-ul ăsta? What? Nu mi se încarcă, ce naiba. Ok, nu înțeleg ce are. Bă, dar stă ceva. Bă, bun. După cum vedeți, bounty nu prea se găsește. Mamă, dar greu bă găsește. Mamă, vere, dar vezi că stă matchmaking. Revenim cu meci. A, gata, hai că nu mai revenim cu meci, că văd că ăștia găsim meci. Mamă, cred, dar am stat ceva matchmaking, nu glumă. Ok, avem un Meg. Aia sigur nu e bot. Și o Bea. Ok, avem un... A, aici nu sunt boss, deci nu sunt boss. În sfârșit, player normal. Bun. Bun kill acolo. Avem un Buzz. O luat la acolo. Ok, să mă retrag puțin. Bun, bun, bun. Ok, e super low, e super low, l-o luam. Bun, 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 bun. Mamă, bă, dar moare bea aia, să nu se ducă bea. Vezi că dă turetă pe mine, lol. Ba, dar de ce s-a dus vere? Mamă, bă. S-a dus săra, bă, la ei. Bun. Bun, acolo kill. Bă, dar mor ai mei în continuu. Bă, dar în continuu mor. Un hit dacă e de un hit, un hit, un hit, bravo. Bun kill acolo. Ce să nu moară. Bun. Să închez eu cu ăsta. Bun. Ca să vă dați seama că n-am murit deloc. Deci, ca să vă dați seama. Bun, 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 bun. Haide, haide, haide. Bă, puti cum a scăpat ăla. O să moară, pe bune. Bun aici. Bun aici. Am ok, mamă, e dacă o să pierde din cauza lor. Bă, să sunt oameni, deci sunt oameni reali. Adică vedeți și voi că sunt chiar reali, că oamenii chiar joacă. Bun, l-am salvat pe la acolo. Să încerc să-l apăr pe ăla. Am luat tureta de acolo. Nu! Mamă, veri, a venit să fix pe mine cu umbra. Să nu moară, să nu moară. Na, no, ok, și este GG. Am câștigat și meciul acesta. Bun. Acum nu avem decât să așteptăm. Să vină shop-ul. Pentru că trebuie să aflăm dacă avem puncte sau nu. O să închid episodul aici, să așteptăm să vedem dacă vine shop-ul și să ne vedem direct cu shop-ul actualizat. Să sperăm că o să avem puncte ca să dăm pe, să facem power 10 pe umbră, să avem și noi token gear-urile, să deschidem box-urile și poate pică și mega aia, cine știe. Și poate vine și gadget-ul pe shop, poate îl cumpărăm. Să sperăm. Da, mai avem 30 de minute dacă nu mă înșel. 23 de minute de fapt. Șansa la legendară de 0.25-41, nu prea mult. Aia, hai să vedem, să așteptăm shop-ul și revenim chiar atunci. Gata, este ora 10. Hai să vedem, să sperăm, nu știu, cu oferta de aia bună pe shop. Da, mă, da, facem power 10 pe Sandy Boys. Fiți atenți. Nu știu să zic. Să facem, facem un episod special, asta să lăsăm decât cu PES-ul. Și să cumpărăm, facem episod special pentru acesta, eu zic, pentru gear-uri noi. Deci, da, boys, ăsta va fi episodul nou, o să avem gear-uri în următorul episod. Deci, dacă v-a plăcut acest episod de PES, am cumpărat PES-ul, am făcut Tier 30, am cumpărat și PES-ul, am făcut tot ce trebuie. O să mai fiu și încolo la zilele ce urmează, poate pe episoade, poate pe off-camera, așa să facem, decât o să arătăm când fac rancuri 20-25, poate. Deci, da, ăsta va fi episodul, pentru că deja ne-l cam lungim, asta a fost și Lola, asta a fost și PES-ul. O să ne revenim cu când o să deblocăm Rebelola la Tier 70. Da, ne vedem data viitoare la un nou episod. Salut.